Aseară, George Simion, președintele AUR, a fost prezent alături de întreaga sa echipă la Casa Sindicatelor din Râmnic, unde a prezentat lista candidaților pentru Parlamentul European, cu un an înainte de alegeri, fiind o premieră pentru scena politică. Pe listă se află nume sonore precum Șerban Dimitrie Sturza, avocatul Gheorghe Piperea, omul de televiziune Mugur Mihăescu și fosta atletă Monica Iagăr. George Simion a fost prezent aseară în data de 30 noiembrie la Vâlcea, unde a anunțat lista candidaților AUR pentru Parlamentul European. În cadrul unui eveniment fastuos, susținut la Casa Sindicatelor, președintele Alianței pentru Uniunea Românilor a avut ocazia să se întâlnească cu toți membrii partidului din județul Vâlcea. De asemenea, George Simion a declarat că partidul pe care îl conduce are cea mai bună listă de candidați pentru Parlamentul European. Cred că avem pe lista asta pentru Parlamentul European mai multe cadre didactice, mai mulți șefi de promoție, mai mulți oameni care și-au luat pe bune doctoratul decât au toate celelalte partide împreună, oameni care au luat patru la timp. Anul acesta pe listă se află parlamentari din partid, precum Claudiu Târziu, Dan Tănasă, Dămureanu Ringo, dar și europarlamentarul Cristian Terheș, care a candidat la alegerile trecute din partea PSD. Un alt nume este Șerban Dimitrie Sturza, dar și avocatul Gheorghe Piperea, omul de televiziune Mugur Mihăescu și fosta atletă Monica Iagăr. Vârsta medie a celor 44 de candidați este de 45 de ani, iar 45,5% din listă a fost rezervată femeilor, potrivit celor de la AUR. Ordinea candidaților pe lista AUR se va stabili anul viitor, în luna aprilie, potrivit formațiunii. AUR a ales să prezinte lista de candidați cu un an înainte de alegeri. Este o premieră pentru scena politică din România, unde partidele vechi ne-au obișnuit să ne prezinte candidații cu o lună sau două înainte de alegeri.